Ne aflăm în Exploring Together 3.2, ediția de Meridional, un traseu pe care l-ați mai văzut, dar avem alte personaje. În această expediție suntem 10 mașini. Avem și o mică monstruozitate pe 38-uri, care s-a gândit să lucreze așa din prima zi. Suntem începători și am montat cortul invers. Unde mă pot pune? Acolo. Acolo? E foarte bine unde te-ai așezat. Eventual mai în față, un pic, un metru și... Ok. Păi când mă gândeam, știi, dacă stau în mașină și dorm, nu vreau să ies în ploaie și să deschid aici, așa că apăs înăuntru butonar și se deschide. Da, asta e hobby-ul meu, tot. Asta tot. Tu l-ai făcut? Tot. Serios? Asta am mai făcut acum, alaltă ieri. Serios? Te-a speriat, te-a speriat Kitty când au zis că nu-ți ajunge motorina? Da. O să zic? Prima oasă trebuie să băgăm astea. Activități de noapte. Nu? Bă, dar nu cred că ne-a uitat bine, bă, John, ai ce partea asta înaltă, începutul, acord. Și capătul în cui? În ce cui? Ăla bagă-l în capăt, aici. Așa, exact, așa, așa. A, aici, ok. Așa. A, ok. Bun, la fel și tu. Da, așteptăm să-l bage și el. Sper ca următoarea ieșire să fie cu el pe mașină. Nu cu de asta. Ce e, mă, vreau? Ce corpul e? Ia uite cine a făcut ochișor deja. Neața. Neața. Bună dimineața, Kibi. Neața. Cârnăciorul de dimineață? Da. Ce vrea iară? Ce dorești? Ce dorești tu? Da, Kitty, pe partea cealaltă se trage. Eu da, zic că se agăța de ceva și de aia l-am mai dat o dată. Pe partea asta. Ce? Păi nu pot să-l strâng. De ce nu pot să-l strâng? Să fie foarte amuzat. Producție de oră știe? Producție de proprie horror știe. Îți ia apă așa că Ioana ce să culc, dar dacă culci apă, tu nu mai încălzește apa. Hai, ce probleme. Mâine ne vom descurca mai bine. Ia să vedem cu ce ne lovește Florin. Ceva deosebit. De la cârnații? Culoarea asta roșie. Da, băiau de la cârnații. Avem și extragerile pentru cei care stau pe toată săptămâna, să vedem care va fi în fiecare zi, cine va fi conducător. Am bilețel și vedem în ce zi ești. Iau pe unul că... Așa, la voi. A, e bine. Bun, ia să vedem care, în ce zi sunteți, în 3? 1. Exact la tufe ești tu, exact unde e mai îngust. Cine așa, vrea un 3? Voi sunteți 1, perfect. 4. O să fie interesant. Și avem și punguliță. Mulțumesc. Cine trebuia, care Florin trebuia să fie cu Toma? Eu. Tu trebuia să fii cu Toma. Și de ce n-ai venit fără Toma? S-a răzgândit Toma. S-a răzgândit Toma. Florin? Sticăre, tricouri cu nume. Sper că toată lumea v-a înscris numele corecte, tricouri. Pentru că vor fi comentarii unde este locația XXXXYZ, nu dăm hinturi din aceste locații decât ce vă prindeți din imaginile prezentate, pentru că vă așteptăm alături de noi în tururile pe care noi le organizăm în țară și curând probabil și în afara țării. Să avem niște cadre și cu drumul. Alex, se pare că nu mai are răbdare încă două nopți până la Vidraru și gustă din râușor.
fain aici. Dar cum de nu te-ai încumetat, Serghei, pe urcările astea din stânga? Exact aia. Ușurel, nu la rupere. Este suficientă aderență, nu-i nimic periculos, se poate merge încetuți la aderență frumos. Bună ziua, bună, bine v-am găsit la locul de campare. Da, de aici, din Balta, asta ai scos pește. Da. Din lacul celălalt. Din lacul vulturilor, că așa se numește lacul. Ăla e lacul vulturilor? Da, asta e băltoaca vulturilor. Ăsta e băltoaca vulturilor. Asta nu este lacul ăla, Iezer? Da. Din Iezer. Din Iezer. Am spus prima dată e mai greu, apoi ne obișnuim. Am înțeles. Doamne, te-mi bată. Ia uite, băi, deja e umflată salteaua. Și cortul instalat. Și cortul e umflat. Pe zi încă. Pe zi. Nu știu de ce ți-ai făcut probleme că n-ajungem pe zi să campăm. Nu mi-a făcut probleme că n-ajungem pe zi, da. Nu era chiar frumos la lanternă să instalăm cortul. Ei, ce casă cu deja asta odată ieri. Eu ai poate reușesc să-l dai pe partea cealaltă. Uite la ce mă uitam. Să vine într-o oră. Îndepărtare acolo. La ploaia aia, la trebuia ploaia. Să vină la ora 6. Dacă ne-a ocolit până acum nu mai vine. Tot n-am văzut apă, ne pe aici măcar de asta. Și m-am uitat la ea, nu era rafală, era poză, știi? Da. Nu-i cam mare focul pentru... Aia că nu e focul. Bă, dar ce bine la foc! Da. Hai că pare că maxim 15 minute după ce s-a oprit ploaia, gata și astea. Da, da.
Îi faci un deviz? Da, am mai ridicat de câteva ori. Ai băut? Ai băut? Reconfigurare. Îi place, la Arnold nu-i place, că e unde tapiseria acum. Seară. De ce crezi că nu găsește cheița de la conservă? Scapă cineva. De la betoneră nu găsește mânerul să ne bascule. Avem aici curajoșii. Îți arăt rău alertul să vezi de ce face Cătălina asta. L-a văzut și el. Sau ar trebui să fac și eu asta? L-am văzut numai după vreo 10 minute mi-a sunat telefonul și m-a panicat. Am zis, bă, ăștia nu vor să trăiesc eu. Îmi dai mie manometru? Da, poți să apeși. Și să zici când s-a apăs. Poți să apeși. Acum. Și apasă pe lume. Suntem foarte somnărași. Și ora? 7, nu? Mhm. 7 dimineața. Aici la munte se ridică mai repede soarele. Acum, ultimile pregătiri pentru urcarea cea mare. Asta ne-a ieșit, că am dat să ne facem motorul. Zici că v-am filmat așa de fain, ne-a ieșit.
Ce? Zici că v-am filmat așa de păinești. De-aia și ieșit așa frumos. De-aia ieșit, da. Și după ce plecăm de aici o să trebuiască să urcăm toți. Deci ordinea la intrare, dar asta pe când ajungeți la mine, unde sunt eu, unde vă aștept, va fi Serghei, eu, Arnold și după aia va intra Adi cu teracanul. Aici, stânga. Și după el intru eu și după aia vii Arnold. N-aveți deschisă, trec cu Ioana și Serghei. No, dați-i pe trec. Adică i-am dus la Nestor, să-i am că trebuie să facem aici dreapta. Pare mi-a scăpat acest detaliu în care să vă zic că și următorii, în afară de liderul de grup, trebuie să urmărească trecul și să-l tragă de urechi pe liderul de grup când acesta greșește. La mine. Ce? Bă, ce nenorocit e. Da, da, de aici reluăm ordinea în care am venit până aici. Cine are chef de o chestie un pic tehnică poate să meargă prin față pe la Arnold. E o coborâre. Oare pe un tren? În general pe traseu? Pe coborâre asta unde merge Arnold? A, nu, poți să ocolești frumos un copăcel. Aici de obicei se făcea balet pe trei roți. Asta că o luat-o pe aici. Că dacă o luat pe unde erau urmele, era și baletul.
beton. Vă știți camerele. Aici intrarea, parcă 4, 5, 6 sus la etaj, din câte știu. Deci, să poate și mă. Unde scrie camera? Pe ușă. Nu, dar cine? Pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Ah, e pe grup, da. Camera. Madalina, nu știi încă camera în care ești? Nu. Suntem 5. Trecul era către alt loc de campare, nu am găsit liber când am fost și am găsit unul mai șmecher. Are o bandă LED care se conectează la priza auto. La o priza auto, aveți... Da, bineînțeles, bineînțeles, da. Ia sus, parcă 1780 sau ceva de genul. Din câte mi-amintesc, partea de sus are undeva la 1 km 100, partea de jos undeva la 2 km 400, deci undeva la 3 jumate total, iar Poiana, dacă nu mă înșel, drumul roșu are 5 km sau 5 plus ceva. Nu astăzi că mi-e foame. Deja? Dar nu cred că mă calam asta. Astăzi îți fi căței. Nu știu, Dorin, Marian decide. Bine, te-ai gândit ce faci aici dacă rămâi coma fără frâne? Ai râde, dar anul trecut am rămas eu fără frâne cam cu vreo 5 km înainte de asta și tot am coborât-o fără frâne în a întâia pe reductor, dar într-adevăr le-am zis la toți să mă lase pe mine să cobor primul, să nu stricăm alte mașini.
Dacă rămâi fără FM, decât să deschizi parașuta de aici. Majoritatea care vin aici nu să prea știu. Și vezi pe aici pe canal cum ne sunt scăzuți. Și tu vii și sari de aici de sus, sari printre ei și te duci mai departe. Ah! Ah! Ce-mi place! Păi de samurai ce să mai zic? Sau de ăsta? Dacă îi dai drumul frâne de mână, 7000 și nu se întâmplă nimica. Un pic rece, dar nu vreau să recunosc, să nu mă audă kiwi. Da, e aici, atunci... Da, ne-am chinuit o țară să găsim locuri drepte de parcare. Aici îți băieți, trage peștele? Mâncăm ceva în seara asta? Din păcate nu. Ceva proaspăt nou? Din păcate nu. Au speriat băieții care au notat. I-au prins pe toți. Nu avem nicio captură momentan, dar sperăm. Așteptăm. Da. Nu, că merge greu. Păi nu știu. Da, aici nu mă uit. Nu, să nu tragem, am că nu e ok. Dar trage unde pui punctul, asta ce folosește? Asta îl ții cu mâna, aici, normal, știi, și i-a prins noaptea, i-a prins, ca să poți atinge becul. A, e lanterna asta, nu e. Da, să ce? Ca să nu dea ăsta, că se strică când e foarte mult acolo, știi, protejează. Ce faci, Chibi? Da, uite, ne încălzim un pic. Nu, Kitty, nu! Hai că rămâne secret! Ioi! Și doamna de la curățenie care este pe balcon și pe geam, așa să stinde. Iarță! Ce faci? Cum ai dormit? Bine, până a început să plouă. Marian, oprește-te! Dă-te jos! E Mădălina sus? O vrut să mai doarmă un pic, a? Marian, am uitat la asfalt. Dacă vrei, poți să vii să conduci. Avem ploaie în față. Nu știu cum să fie. Nu ce e. Chiar n-ai cum de făcut până acum? Noi, oameni! Ai dai-o de rămâine. Poftim? Ai dai-o de rămâine să nu plin de praf? Da. Și aproape gata și pauza de mână.
acum la Alex, dreapta. Bun, Alex, dreapta acolo și o să ai o mică încrucișare ca să continui cu dreapta. Alex, dă înapoi. Cred că îi place mai mult pe iarbă. Nu știu ce să zic. Da, vrea, nu vrea pe aia de iarbă. Aia de pe dreapta are mici șanțulețe, să zic așa. Adică ai urme din alea de roți, dar nu, cel puțin e câte mi-aduc eu aminte, erau mici. Adică nu erau de să rămâi suspendat pe ele. Păcă-i numai bine, nu-i imbibat solul. Mm-hmm. Adică să fie noroi, e chiar Mahomet. Cine era? Kitty? Zic eu, avem... îți dai seama când trebuie să te oprești. Haide, haide. Mai ai vreo 5 km până acolo, cam încă vreo 4-5 de minute. N-ai claxon? N-am, n-am claxon. Artur, mai ai împăcut? Ce-mi plac pauzele astea. Ce-mi plac pauzele astea. Simt cum picură fiecare strop din radiator. Nu ar fi mai ok oare să luăm un truc să mai mărișor și să le duc o mașină? Nu, că mai sunt vreo 10 km de drum din ăsta forestier ok și după aia vreo 5 de asfalt. Se va de aici cortul la 2 metri. Neața, Serghei. Neața. Te iau?
Hai! Hai încet! Hai încet! Ce fain că nu l-am filmat. Hai că cobor eu să te prind. Să mergem. Să mergem. Ce? Nu oricum, nu reușești produs? Nu, nu, nu. A, nu, acolo e un la mijloc, e niște pietre mai ascuțite. Dar fără roată în aer. Am și eu. Fără frică. E bine, încet. Aia e viteza, asta e viteza. Stai dreapta. Haide! Bun, ai trecut! Haide, haide, așa, hai, stânga, mai stânga, mai stânga, mai stânga, stânga! Hai! Stânga, cât mai stânga, cât mai stânga! Bun, dreapta! Bun, dreapta, dreapta tare, aia-i! Bun! Dă-i, 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 dă-i! Hai, 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 hai! Nu te speria! Dreapta, dreapta, bun, 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 bun! Nu te speria, se ridică frumos de roată! Orice-i face să nu frânezi tare! Ai, ai! Ușor, 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 gata, ai trecut! Frână, frână, frână! Bun! Or, Kitty! Am zis, o miști în continuu, încet! Nu, frână, gaz, frână, gaz! Așa! Dreapta, dreapta, nu mai opri! Bun. Haide. Ușor, ușor, încet, mai încet, mai stâng, oprește Kitty. Încet am zis. Încet. Stânga. Bun. Haide. Așa, dreapta, mai încet, mai încet. Asta cu viteza asta, stânga. Asta ai. Dreapta. Încet. Nu oprim, încetinim. Dreapta. Nu foarte dreapta. Bun, stânga. Ușor, încet, încet. Aia, încet. Dreapta. Stânga. Păi să accelerezi doar încet, cu întâia. Pentru atâta? Așa am pățit și eu.
Așa ai făcut-o, Florin. Florin, te-a văzut următorul să vină după tine? Nu, Florinul din spatele tău. Ai văzut pe nimeni din spate. Păi și de ce n-am stat să-i așteptăm? Pe ei și n-am vrut să fac stânga acum. Trebuie să ajung până la mai de metru și după ce să fac stânga, nu pot altfel. Alexandru, ai văzut cum a rupt pomola? La cinagea de taină. Și unul și vulcan. Tot ce există. Dacă s-ajunge.